Am revenit, doamnelor și domnilor, cu domnul Emanuel Spătaru, președinte executiv TSD Dâmbovița și vicepreședinte PSD Răzvad. Spuneam de asumarea responsabilității. Avem destul de multe exemple de oameni care au anumită experiență, sunt primari la al doilea, al treilea, poate chiar al patrulea mandat și încep să se teamă să-și mai pună semnăturile pe anumite documente, pentru că vedem cu toții ce se întâmplă. Organele de cercetare îi tot cheamă, e un tot întreg pelerinaj pe la DNA sau pe la alte instituții de control și atunci oamenii se feresc, nu își mai asumă răspunderea și lucrurile trenează. Da, cât de greu sau de ușor este pentru un tânăr la 27 de ani să spună, doamne, nu, proiectul ăsta trebuie făcut, analizăm, vedem ce e de făcut, deși eu îmi imaginez că mapa de lucru a unui șef de administrație e destul de consistentă și trebuie să fie extrem de atent să nu semneze ca primarul. Este adevărat, mapa este suficient de zdravână. Să știți că, într-adevăr, ceea ce se întâmplă nu că n-ar fi un lucru bun dintr-un anumit punct de vedere, da? Pentru că facem un pic de curățenie și cumva punem la punct niște lucruri, dar pe de altă parte mai și obligă la foarte multă atenție. Ne obligă la foarte multă atenție, dar pe de altă parte am impresia că ușor, ușor se cade. Ne poți să și greșești, mă gândesc. Într-o altă extremă. Da. Vă spun că se greșește, este foarte ușor. Mai ales că sunt foarte mulți cei care vor să pună tot felul de piedici sau sunt foarte mulți cei care vor să întindă anumite capcane. Deci este foarte ușor să greșești. E nevoie de foarte multă atenție, este nevoie de un lucru în echipă, este nevoie de un lucru în care să ai și viza de legalitate, să ai și un control foarte amănunțit al contabilității. Deci, trebuie să fii și bun contabil și bun jurist. Da, e adevărat că un primar nu poate fi și jurist și contabil. Și eu știu ce mai trebuie acolo, dar un primar într-adevăr trebuie să se asigure că acele compartimente își fac datoria, iar ceea ce se întâmplă în acea primărie se întâmplă corect. Revenind la ce se întâmplă la nivel general și teama primarilor de a mai semna, să știți că este o teamă, pentru că vedem în fiecare zi au fost ridicați, în fiecare zi au fost căutați, în fiecare zi. Eu cred că ei sunt atenți acum, dar poate că n-au fost atenți în urmă și dacă ne uităm sunt luați pentru fapte care s-au întâmplat în urmă. 4-5-6 ani. Nu sunt 4-5-6 ani sau poate mai bine. Nu sunt de acord cu ceea ce au făcut, motiv pentru care spun că este bună o curățenie și cumva ceea ce se întâmplă, dar e bine să nu cădem în extrema cealaltă. Adică, să ne fie frică să mai punem o semnătură pe o hârtie. Și să știți că e foarte ușor să fii dat în abuz în serviciu sau să se facă o plângere că cineva vrea un alt fel de răspuns pe care tu i l-ai dat și atunci el imediat face o sesizare, o plângere. Cred că și din partea celor care verifică acele sesizări ar fi binevenit o atenție sporită și, cum să zic, o cernere mai zdravănă a celor. Sunteți genul de persoană care preferă să ia decizii singur sau să se consulte? Nu, să știți că întotdeauna mă consult. Deci îmi place să iau, nu îmi place, trebuie să iei decizii, pentru că altfel nu poți face lucrurile să se miște dacă nu iei decizii. Neasumarea unor decizii, să știți că poate avea consecințe destul de grave și neplăcute. Îmi asum ceea ce fac. E adevărat că înainte să fac ceva mă consult, pentru că eu poate uneori sunt subiectiv, poate văd lucrurile doar printr-o perspectivă și atunci întreb și verific dacă este în regulă, dacă ar trebui să facem așa. Mă consult, dar la urmă trag linie și văd cum trebuie făcut și așa voi face, chiar dacă mie îmi place sau nu îmi place. Dacă un lucru trebuie făcut într-un fel, îl facem așa. Faceți parte dintr-o organizație județeană cu lideri extrem de puternici, câțiva, dar puternici, și extrem de atenți și de riguroși. Și, bineînțeles, mă gândesc că sunt anumite furtuni așa în timpul dezbaterilor, în timpul ședințelor. Puteți să faceți față? De ce credeți dumneavoastră că sunt furtuni? Nu avem furtuni. Într-adevăr, dezbaterile, dacă nu au loc, de unde putem să scoatem ceva bun, dacă nu din dezbateri? Mă gândesc că este joacă de copii să ai o ședință cu domnul Tuțuianu sau cu domnul Alexandru Oprea. Nu este o joacă de copii. Păi asta zic și eu, că nu e. Este un lucru foarte serios, dar atâta vreme cât te duci și vrei să faci treabă, n-ai de ce să te duci cu teamă.
Da? Să știți că aici unii poate nu mă cred, mie îmi plac ședințele cu președintele organizației, cu liderii organizației. De ce? Pentru că tot timpul merg acolo atent și văd ceea ce, aud ceea ce spun, punctez foarte multe lucruri. Îmi place să învăț, să fur meserie, ca să spun așa. Cei care nu mă învață și tocesc și tocilarii, ca să spun așa, îi învăț mecanic. Eu mă duc acolo și tot timpul sunt atent, pentru că niciodată nu s-au ridicat probleme care nu aveau treabă cu realitatea. Tot timpul se discută lucruri serioase. Da? Și atunci eu sunt foarte atent acolo, să nu credeți că nu sunt luat și eu la rost. Sunt și eu luat la rost, pentru că asta e, fiind tânăr, mai fac și greșeli. Fiind tânăr, poate nu reușesc să le fac pe toate. Da, unii ar putea spune, domnule, ce e atmosfera asta dictatorială aici? Dar nu e așa. Și... Deci nu e așa. Faptul că unii au mers și au spus treaba asta, că n-au avut altceva de spus, fie treaba lor. În schimb, seriozitate, eu nu spun că dacă e serios, ești dictator. Seriozitatea, să știți că trebuie să facă parte din activitatea noastră. Neavând seriozitate, neavând o disciplină în fond, nu putem face mai nimic. Da? Îi reproșeam președintelui TSD Dâmbovița la ultima emisiune pe care am avut-o împreună cu ceva timp în urmă, că nu sunteți suficient de prezenți în mediul online. Și am văzut cât de important este, pentru că și alegerile prezidențiale, în mare parte sau într-o bună măsură, au fost câștigate și pe acest palier, da, pe aceste platforme. Bine, puteți face mai mult ca să schimbați cumva comunicarea? E o discuție mai largă, dar nu aș vrea să o abordăm acum legat de... Dar putem să intrăm și într-o polemică pe zona de comunicare. Legat de comunicare, eu vă pot spune că, într-adevăr, am fost deficitar la ceea ce înseamnă comunicare online, și asta pentru că noi în permanență am fost pe teren. Asta pentru că am neglijat-o, pentru că am spus, pe Facebook stau tinerii, discută, e ok, dar noi trebuie să mergem pe drum, să stăm de vorbă cu ei face-to-face, să le strângem mâna. Trebuia să aveți niște oameni. Da, trebuia să ne aplecăm mult mai mult și pe această care zonă. Care să comunice și cu... Știți că lucrăm foarte mult pe... Eu personal, deși unii mai mă critică, așa că că arăt lucrurile bune, nu văd de ce n-aș arăta lucrurile bune pe Facebook și chiar și în comună. Ori de câte ori facem ceva, e adevărat că nu pot să, ca tot timpul să pozez și să postez, dar eu comunic destul de mult pe zona online și toate activitățile, tot ce desfășurăm la primărie, îmi place să le dau și pe... Nu e nevoie de un mesaj coerent la nivelul întregii organizații pe zona aceasta de comunicare online? Este nevoie, noi avem la momentul de față și o platformă online la care suntem conectați cu toții și, ca să zic așa, reușim să avem un mesaj coerent toată organizația și va fi ceva și la nivel național. Adică nu doar pe Dâmbovița sau pe anumite zone. Nu, va fi ceva la nivel național și, așa cum am spus, ne vom apleca mai mult pe această zonă online. Cum vedeți această perioadă de campanie? Care credeți că ar fi cele mai bune sau de dorit pentru dumneavoastră acțiuni? Rămâneți pe zona, mers din casă în casă, vorbit cu fiecare om în parte? Da, să știți că pentru prima dată vom avea parte de o campanie altfel decât cele care au fost până în prezent. Pentru prima dată vom avea parte de o campanie, sper eu, curată, o campanie care să se bazeze pe oameni și pe problemele oamenilor. O campanie care să nu mai vină cu pui, cu găleți, cu fel și fel de chestii la pachet și cumva oamenii să se lase convinși de acele mici atenții. Sunt convinși pentru o zi, o săptămână, o lună și apoi 4 ani de zile să ne uităm lung, să spunem, domne, dar ce se întâmplă? Eu nu i-a pus pe oameni pentru că primeau lucrurile astea, i-a pus pe cei care se duceau și făceau astfel de lucruri, pentru că, să știți, și în Răzvada am sesizat acest lucru, s-a făcut și o plângere în acest sens, numai de vreme de 25 martie era contracandidatul meu la porțile bisericii și împărțea pachete. Da, era bună vestire. Da, bună vestire. Bine, era, să știți că era un lucru de salutat dacă în acele plase nu s-ar fi pus și felicitări cu numele, înscrisul partidului, cu poză, cu dânsul. Deci era un lucru de salutat dacă nu făcea treaba asta și atunci îl credeam pe bună dreptate. Dar câtă vreme te duci și arunci acolo niște lucruri și vrei să-ți faci, să-ți promovezi imaginea prin astfel de acțiuni, nu sunt de acord cu astfel de acțiuni. Cumva, cred că
se bucură de, sau eu așa văd, se bucură de nevoia oamenilor, se bucură de faptul că sunt oameni nevoiași și cred că îi pot cumpăra. Eu vin să spun că cel puțin răzvedenii, am convingerea că răzvedenii nu mai vor astfel de lucruri, am convingerea, vreau să cred că răzvedenii sunt oameni care își doresc altceva, sunt oameni care văd necesitatea unei schimbări. Ce vă doriți dumneavoastră ca locuitor? Ca locuitor al comunei Răzvat. Să știți că îmi doresc foarte multe lucruri, de asta vreau să... Am intrat în această luptă. Eu, ca locuitor al comunei Răzvat, știu că avem o mare problemă la nivelul canalizării. Să știți că e un subiect pe care aș vrea să-l ating. Extinderea de rețea a canalizării în Răzvat trebuia începută încă de anul trecut. Noi când am ajuns la primărie am spus, dom'le, vom face extinderea de rețea, vom face modernizarea drumurilor și aș vrea să intru un pic pe acest subiect pentru că s-au făcut foarte multe lucruri în Răzvat, lucruri care nu au fost foarte, foarte bine spuse și arătate oamenilor. Îmi doresc foarte mult să avem o rețea de canalizare în Răzvat. E neapărat nevoie, pentru că este neapărat nevoie, suntem la 7 km, mai puțin de 7 km de Târgoviște și nu avem rețea foarte de mare, dar e și o condiție. E o condiție, eu vreau să le spun cetățenilor că în 2014 noi ne-am ținut de cuvânt și am scris acel proiect, am mers în ședința de Consiliu Local și am aprobat indicatorii, am aprobat proiectul tehnic, după care l-am predat companiei de apă. Asta s-a întâmplat în 2014. Mai departe, în luna august, în 9-8 mai exact, a fost ridicate pe SEAP ca și lucrare. Toată lucrarea a fost împărțită în trei loturi. Lotul 1, extindere rețea canalizare în Valea Voivozilor, lotul 2, extindere de rețea în Răzvat, rețea canalizare în Răzvat și lotul 3, extindere rețea apă în Gorgota. Acest proiect a rămas în picioare și în luna mai am toate garanțiile că vom începe acest proiect și vom da drumul la treabă. Revenim la canalizare. Noi am făcut tot ce a ținut de noi. Da? Am făcut proiectul, l-am aprobat, am mers mai departe cu el la compania de apă, așa cum am spus, în luna august 2014. Nu putea fi comprimat timpul așa încât... Da, a fost o perioadă foarte lungă de evaluare a ofertelor. A fost o perioadă în care firmele s-au contestat între ele, s-au dus la CNSC, s-au dus la Curtea de Apel. Personal nu sunt de acord cu astfel de lucruri. Din păcate, oamenii vroiau cu orice preț să câștige acea lucrare. Nu au vrut să cumva găsească o cale de comunicare. În fine, după ce s-a terminat această perioadă de evaluare, în data de 20... Dar aveau dreptul legal să o facă. Aveau dreptul legal și au făcut-o. Din păcate au făcut-o. Pe data de 29-7-2015 a fost semnat, deci vă dați seama, la aproape un an, sunt 11 luni diferență, la aproape un an s-a finalizat evaluarea contestațiilor și a fost semnat acordul contractual între compania de apă, primărie și firma care câștigase acea licitație. Vreau să vă spun, sunt un pic mai vocal pentru că sunt supărat pe acest lucru și sunt supărat pe faptul că s-au contestat, s-au certat și ulterior au renunțat la acea lucrare. Lucru pe care nu l-am înțeles și nu știu dacă o să-l pot înțelege vreodată. Foarte ciudat. Deci, așa cum am spus, în 29-7 a fost semnat acordul contractual, după care au venit la primărie. Au făcut mai bine de 8 vizite, au venit cu fel și fel de directori, cu fel și fel de diriginți. Dar câte vreme și-au pus semnătura pe un contract? Nu pot fi trași la răspundere? Ba da, să știți că da. Să știți că da. Și de lucrul ăsta... Nu ne ocupăm noi pentru că nu au semnat contractul direct cu noi, au semnat contractul cu compania de apă. Au venit la primărie, cum spuneam. Dom'le, de unde începem? Cum facem? Au făcut niște forări. Bun, e de neu, nu avem loc, știți că trebuie să mergem mai așa, să găsim alte soluții. Eu dar deja la momentul proiect, respectiv deja? aveam un proiect, la momentul respectiv eram ferm convins că vom începe acea lucrare de canalizare. După care, în data de 5-10-a, am primit o adresă la primăria Răzvat de la compania de apă prin care eram anunțați că respectiva firmă, n-am să-i dau numele ca să nu, respectiva firmă, au solicitat rezilierea contractului. Au invocat fel și fel de motive, au invocat fel și fel de scuze, că știți, drumul național a fost drum proaspăt asfaltat pe fonduri europene, proiect care nu poate fi, nu avem spațiu, nu avem... Și-au dat seama că efectiv e pălăria mai mare, e căciula mult prea mare pentru ei. Vă dați seama că am fost total dezgustați și total supărați de acest lucru, pentru că noi ca și primărie făcusem tot ce ținea de noi ca acest proiect să fie realizabil. Sursa de finanțare era pe
postul 1, pe rezervele postului 1 de mediu. Aici am beneficiat de sprijinul domnului președinte, care știa nevoia, de altfel domnul președinte Adrian Țuțuianu locuiește în Valea Voivozilor și știa de necesitatea acestei canalizări și a făcut tot ce putea ca noi să fim prinși în acest proiect și să beneficiem de acei bani europeni. Din păcate, această firmă a reziliat contractul și noi la momentul de față a trebuit să reluăm, să găsim o altă sursă de finanțare. Am identificat-o pe AFIR și din nou etapele trebuie parcurse. Vă dați seama că exact, trebuie parcurse aceleași etape și din nou să avem aceeași răbdare. Eu vreau să le spun cetățenilor Comunei Răzvat că lucrăm la treaba asta, că așa cum am făcut-o acum 2 ani, în 2014, când am făcut proiectul, când am mers în ședințele Consiliului, același lucru îl vom face și acum. Sper să reușim mult mai repede. Nu vreau să le promit o dată și un termen, pentru că uitați ce s-a întâmplat. Și sunt lucruri pe care noi nu le-am fi putut preconiza sau nu am crezut că se vor întâmpla. Revenind... Dar asta nu vă scutește de un nou eșec, să zic așa. Nu, nu ne scutește de un nou eșec, dar... Pentru că se poate repeta situația se chiar poate, la Indigo. Vreau să cred că nu. E un lucru sigur că acea firmă nu va mai participa sau și dacă va veni, nu va mai avea sorți de izbândă, pentru că... Ar fi culme. Vă dați seama, ar fi culme. Deci eu vreau să cred că de data asta lucrurile se vor întâmpla așa cum trebuie, iar... La anul. Pot motiva că li s-au ascuns anumite detalii, anumite date tehnice de care n-au știut? Știți cum? Ei pot motiva absolut orice. Câtă vreme te-ai bătut, deci ei s-au zbătut 11 luni să ai acel proiect. Eu nu cred că în 11 luni nu au verificat și para verificat proiectul. Trebuie să fim serioși. Sau dacă n-au verificat-o, destul de rău pentru ei. Dar ei au făcut treaba asta, da? Nu vreau să intru aici în teoria conspirației, să cred alte lucruri. Eu da, vreau nu. Doar să-i asigur pe cetățeni că facem toate diligențele necesare pentru ca acest proiect să se întâmple. Am și eu nevoie de canalizare, așa cum am spus, are și președintele Consiliului Județean nevoie bine, de acest lucru și mă sprijină. Ca locuitor, nu ca altceva. Și vreau să-i asigur pe cetățeni că mă va sprijini în aceste demersuri și vom face tot ceea ce este necesar pentru ca cetățenii Comunei Răzvad să aibă canalizare în Comuna Răzvad. În primul rând, locuitorii Comunei Răzvad. Sigur că da. Ei pentru că eu cu ei mă întâlnesc în fiecare zi și cu ei stau de vorbă în fiecare zi și știu de această problemă. La capitolul străzi, că tocmai vorbeam. La capitolul străzi, să știți că am reușit să asfaltăm peste 12 km de drum. Dintr-o rețea de cât? Rețeaua noastră depășește 60 de kilometri de drum. Am reușit să asfaltăm drumuri care de mai bine de 8-10 ani stăteau rupte de gropi, stăteau îndoite, erau copaie, nu mai erau drumuri și o să încep prin a spune că am reușit să asfaltăm două dintre cele mai importante drumuri județene, da, care ne traversa comuna. E vorba de strada Tudor Vladimirescu în Valea Voivozilor. În asociere. De această investiție, la această investiție a participat Consiliul Județean și mulțumesc pe această cale că ne-a sprijinit și că s-a ținut de cuvânt, pentru că vă spun sincer, eram la ușă acolo și tot timpul ridicam aceeași problemă. Pentru că toți oamenii, și din Răzvat, și din Gorgota, dar și din Gura Uniții, mai departe, treceau pe același drum. Și toți oamenii dădeau un grop și ne înjurau de numai. A fost o promisiune pe care noi am făcut-o și un lucru pe care l-am făcut. Da? Dar la diferența până la 60 de kilometri e mergem mai departe, avem strada lungă pe care am reușit să o asfaltăm. În permanență ea era plombată, să știți, numai în perioada alegerilor. Noi am făcut treaba asta nu acum în proiect de alegeri, am reușit să facem treaba asta acum 2 ani, am promis lucrul ăsta și ne-am ținut de cuvânt. Merg mai departe și vă spun că am reușit să facem o asociere cu Consiliul Județean în care am reușit să asfaltăm 2,2 kilometri în Valea Voievozilor. De ce acolo? Pentru că acolo deja am avut rețeaua de canal, rețeaua de apă și atunci era normal să venim cu asfalt. Am vrut să facem acest lucru pe strada Baranga, pe strada Lete Marinescu, dar și pe strada Cociomeagă. Au fost 2,2 km pe care i-am făcut în valoare de 790.000 de lei, pe care i-am făcut în asociere Consiliul Județean. Am reușit să asfaltăm o stradă Răzvedeanca pe bani europeni. Am reușit să betonăm aproximativ 2 km de drum în Răzvat și Gorgota în asociere cu OMV Petrom. Iarăși, e un proiect de care eu personal sunt mândru, e un proiect pe care am reușit să-l facem în urma unor negocieri lungi, dure, pentru că nicio comună din comuna Răzvat, din județul Dâmbovița, nu s-a betonat vreun drum. E adevărat că Petrom sponsoriza, făcea niște acțiuni. Noi nu am vrut să beneficiem de niște sponsorizări micuțe,
după care să rămânem cu problema drumurilor. Ei vreau să pună chiar și câțiva euro în plus la chirie. Uh-huh. Nu, am spus, mai bine negociem pentru o chirie corectă, dar rămânem cu un obiectiv bun, solid și durabil. Am reușit să betonăm niște drumuri pe care ei treceau cu utilajele și vă dați seama, dacă noi n-am făcut acea betonare, probabil ce primeam de la ei trebuia tot timpul să reparăm. Da? Pentru că stricau cu utilajele grele. Și am reușit să betonăm aproximativ 2 km de drum. Lucru care, vă spun, e cât se poate de frumos, mai ales că am făcut o economie destul de mare la bugetul local. Că tot vorbim de realizări și nu numai de drumuri. Bine, am reușit să asfaltăm preot Găulea. Am avut un proiect pe Ordonanța 28 pe care l-am continuat. Un proiect în care am asfaltat preot Găulea, Gura Văii, strada Drăguțoiu. Am reușit să facem destul de multe lucruri, dar nu suficiente. Și aici știu, sunt conștient de acest lucru. Asta și din cauza faptului că noi, în 2012, la Primăria Răzvat, nu am găsit nici măcar un proiect scris pe fonduri europene. Nu au fost interesat. Și bănuiesc că bugetul local nu permite foarte multe investiții. Cât se ridică bugetul local? Bugetul de investiții ajunge undeva la aproximativ 10 miliarde. Vorbim de bugetul de investiții. Întreg bugetul care cuprinde și învățământul și nu are sens să discutăm, dar bugetul de investiții ajunge la 10 miliarde. Lucrul ăsta știți ce înseamnă? Păi vă spun, 2 km de asfalt. Asta ar însemna ca întreg anul să nu facem altceva decât 2 km de asfalt și înseamnă că soluția o reprezintă proiectele cu finanțare. Soluția o reprezintă, revin și spun că am fost foarte supărat, nu am găsit nici măcar un proiect pe fonduri europene și din păcate perioada 2007-2012. Da, dumneavoastră lăsați niște proiecte scrise? Să știți că deja lucrăm la acest lucru și nu vreau să le las, vreau să le continui. De asta vin astăzi aici și le cer oamenilor, le cer cetățenilor Comunei Răzvad să mă sprijine, să-mi dea încrederea, pentru că sunt un tânăr care vrea să facă treabă, sunt un tânăr cu putere de muncă, sunt un tânăr care vrea să acceseze fonduri europene, știe ce înseamnă fondurile europene, pentru că noi am reușit să facem câteva proiecte micuțe. Încrederea se câștigă așa, la locul de muncă. Păi, la locul de muncă, vă spun, pe fonduri europene, am asfaltat strada Răzvedeancă, am reabilitat biblioteca comunală. Ce mai fi nevoie de făcut? În Comuna Răzvad. De canalizare am discutat și știm, este nevoie la lucrul ăsta, deja rămâne lucrăm. Rămâne, da? nu, ca obiectiv. Nu. Lucrăm și, într-adevăr, rămâne ca obiectiv. În Gorgota este nevoie de rețea de apă, lucru pe care îl vom demara în luna mai. La Răzvad, la momentul de față, lucrăm la un proiect, prin care să reabilităm școala gimnazială, școala generală Răzvad. Este o școală la care de mai bine de 25 de ani nu s-au făcut niciun fel de reparație, de investiție, s-a făcut doar acea igienizare care se face în vacanța de vară. Avem și noi nevoie de o școală modernă, așa cum Șotânga are, avem și noi nevoie de o școală modernă, așa cum foarte multe comune au și cred că și copiii Comunei Răzvad, viitorul Comunei Răzvad, au nevoie și trebuie să beneficieze pentru de o astfel de școală. Tineri, pentru colegii dumneavoastră de generație. Revin și nu trec, la momentul de față ne scriem acel proiect pentru școală, proiect care va fi finanțabil prin POR, da? Programul Operațional Regional. Va fi un proiect care va avea o valoare undeva la 1 milion de euro, un proiect prin care vom reuși să dotăm școala, să o modernizăm, să luăm mobilier nou, să o dotăm cu laptopuri, cu videoproiectoare. Câți elevi? La nivelul Comunei Răzvad avem peste 540 de copii. Vă dați seama că e un număr solid, e un număr zdravăn. Și câte unități de învățământ aveți? Avem 3 școli în Răzvad, Valea Voivozii și Gorgota, dar și 4 grădinițe. Suficientă infrastructura școlară sau e nevoie acolo? Este suficientă infrastructura școlară. Avem mai ales că bănuiesc că sunt copii care vin și la Târgoviște. Avem la o problemă din acest punct de vedere, pentru că fiind aproape de Târgoviște, foarte mulți copii au migrat către Târgoviște, părinții având servici, vin la servici și își lasă copiii la școală în Târgoviște. În satul Gorgota ne-am confruntat cu o problemă de genul acesta. Știți că este o lege prin care spune că dacă nu avem 12 copii într-o clasă, acea clasă este închisă. A trebuit să mutăm câțiva din copiii din satul Gorgota, a trebuit să-i mutăm la școala Răzvad, lucru care ne-a obligat. Da? Am fost obligat să facem acest lucru, lucru care personal nu sunt de acord. Câți kilometri sunt? Nu sunt mulți kilometri, sunt 5 kilometri. Le-am asigurat transportul, avem un microbus școlar, am reușit să le asigurăm transportul, totul se face în condiții de siguranță și în condiții bune. În schimb, știți cum, oamenii locului vor să-și păstreze copiii acolo. La momentul de față au mai rămas gradul primar.
ciclul primar, mă lupt ca acele clase să rămână acolo și câtă vreme vom avea 12 copilași în clasă, să știți că mă voi lupta ca acele clase să rămână în satul Gorgota. Pentru că oamenii au dreptate, domnule, avem școală, de ce e o școală normală? De ce să nu beneficiem de ea? Revenind, eu să știți că foarte am... scurt, că mai avem un minut. Doar un minut. Doar un minut. Da, eu m-am implicat foarte mult în, în această zonă a educației. Am reușit să construim o grădință nouă în Valea Voivozilor, numai puțin de un an. Am reușit să asfaltăm curtea școlii în Valea Voivozilor. La momentul de față lucrez la construcția unui gard. Am solicitat oferte pentru construirea unui gard. Iarăși e o promisiune pe care le-am făcut-o și mă țin de ea. 30 de secunde pentru tineri. Pentru tineri. Colegii dumneavoastră de generație, pentru tineri, așa cum vreau să-i asigur că au în mine un prieten, vreau să-i asigur că au în mine un om de care, fără doar și poate, vor putea... Da, dar au nevoie de un loc de muncă, au nevoie de investiții la Răzvad. Bun, vin și spun pentru tineri. La Ulmi am reușit, președintele Consiliului Județean a făcut un lucru extraordinar de mare și benefic, a reușit să atragă fabrica Arctic la Ulmi. Vom vedea dacă pornește acea investiție. O să vedeți că va porni și acolo vom avea peste 10.000 de locuri de muncă, lucru care va rezolva și o parte a problemelor tinerilor din Răzvad, din comuna Răzvad. Pentru tineri vreau să-i asigur că mă voi lupta și voi face tot ceea ce îmi stă în putință să rezolv din problemele lor. Eu vă mulțumesc mult pentru prezență. Eu vă mulțumesc și vă pentru invitație. Aștept. Constat că la capitolul administrație sunteți mult mai în verbă. Da, să știți că voi veni ori de câte ori mă invitați. Se pare că tot vă place. Și vin, îmi place. Mai sunt foarte multe lucruri pe care nu le-am spus, dar dacă mă invitați, vin cu mare drag. Păi, eu vă propun să identificăm niște teme de administrație la nivel județean și poate, știu eu, în dialog cu alți colegi de generații sau poate persoane mai vârstnice, să vedem cam care este viziunea dumneavoastră pe temele respective. Eu vreau să vin și să continui viziunea pentru Răzvad, dar sigur, n-am nimic împotrivă să purtăm o discuție și legată de viziunea la nivel județean. Clar, și comuna Răzvad este foarte importantă în această ecuație. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă mai aștept. Doamnelor și domnilor, ne luăm rămas bun aici. Vă doresc o seară plăcută, toate cele bune. La revedere!